Ministrul Agriculturii Florin Barbu s-a întâlnit astăzi cu fermierii din Olt. Principalul subiect adus în discuție au fost miile de hectare de culturi din județul Olt afectate de seceta pedologică și modalitatea în care fermierii vor fi despăgubiți de minister. Județul Olt este un județ calamitat. Fermierii să primească aceste despăgubiri, trebuie să avem procesele verbale de calamitate. Nu putem plăti de la bugetul statului sumele de bani pentru despăgubiri dacă nu avem aceste procese verbale de calamități. Mai mult de atât, pe măsurile pe care le vom lua de la 1 septembrie, aceste procese verbale de calamități îi va ajuta pe fermieri atât în amânarea ratelor, cât și pentru creditare în perioada următoare. Florin Barbu a transmis fermierilor că vor primi în această toamnă cei 200 de euro promiși pentru fiecare hectar cu cereale care a fost calamitat de secetă. Vrem ca statul român să asigure 7 milioane de hectare în România cu o primă de 3.000 de lei pe hectar. Al doilea lucru foarte important este acela de a amâna ratele fermierilor până la 1 octombrie anul următor, 2025, cele care sunt peste 2% plus robor, pentru că sunt credite foarte mari date de către anumite instituții nefinanciare din România, vorbind de IFN-uri. 3. Vom modifica creditul fermierilor astfel încât pe creditul unde și este unicat în România cu 1,95% dobândă, iar roborul este achitat de către Ministerul Agriculturii, să financeze ratele scadente pentru anul 2024-2025. Și bineînțeles, a patra măsură foarte importantă este să creăm un cadru legislativ astfel încât fermierii să aibă acces la finanțare pe o perioadă de 10 ani capital de lucru. Fermierii speră ca promisiunile făcute de Ministrul Agriculturii să nu întârzie pentru a putea să evite problemele legate de neplata ratelor la credite contractate la bănci și furnizorii de inputuri. Suntem foarte nerăbdători să așteptăm să implementeze soluțiile ce ne-a propus domnul ministru. Avem și noi problemele noastre, credem și pe dânsul că și la minister sunt foarte multe probleme, dar cred că sunt foarte necesare măsurile pentru a asigura o continuitate în agricultură și a nu băga fermierii în dificultate. E bine că nu poate nici dânsul mai mult să ne dea cei 200 de euro promiși și în rest mult puțin. Asta este. Dacă se va și materializa ceea ce s-a discutat aici, da, este un colac de salvare, sunt niște măsuri foarte binevenite, ca să zic așa. Despăgubirile de secetă pentru fermierii care au culturi calamitate în acest an vor fi de 200 de euro la hectar.